Salutare tuturor și bine ați venit pe canal. Astăzi vreau să vă prezint o mască automată de sudură de la Verda. Aici avem manualul de utilizare și două ecrane de rezervă, unul de exterior și unul de interior. Aici avem manualul de la Verda. Aici ne explică la ce amperaj și la ce sudură sau de tăiat cu plasmă, așa mai departe. Să facem o mică prezentare. Cum observați, este mult plastic. Aici avem un buton ce se reglează grosimea după cap. Aici este solarul. Deci se încarcă la soare, scrie aici. Și înăuntru, dacă se observă, avem de reglat după cum e cât de intensitatea să fie, intensitatea și luminozitatea, că e de la ea. Aici mai avem un buton ce se reglează iar în funcție de ce amperaj, am înțeles, se sudează. Este destul de rigidă, nu este chiar ușoară, are undeva la 400 de grame. Și da, cam asta este. Să nu uitați, înainte să vă apucați de treabă, să dați aceste acibil de jos cât de pe față de aici, cât și de aici din interior, dacă se observă, și din interior trebuie date jos. Dacă nu vedeți nimic din ele, vede. Da, este destul de asta, ușor. Aici aveți să strângeți, să facă și de aici, cât să fie de tare pe cap. Aici iară e cât aveți capul de lat, un plastic aici ce se reglează. Este un pic mult plastic, dar e bun. Aici avem, cum se observă, un fel de burete cu material pentru a nu fi, să nu ne jeneze la cap. Și cred că este bună. Acum rămâne de văzut cât este de bună. Cam asta este. Am să fac și un video cu ea. Place. Are și un desen anume frumos. Am să... Da, și-a meritat banii.
Vă mulțumesc pentru vizionare și vă mai aștept și la clipurile următoare. La revedere!